Iubiții mei, data trecută v-am vorbit despre perechea bunătate și adevăr pe care le-a văzut Moise și le-a folosit și în Geneza și în Exodul. Și a culminat cu revelația caracterului lui Dumnezeu, care e Hesed și Emet, bunătate și adevăr. Ceea ce Dumnezeu i-a explicat lui Moise, foarte pe scurt, Dumnezeu ne explică mult mai pe larg prin profetul Isaia. Problema care se punea poporului după ce Dumnezeu a plecat, Dumnezeu i-a părăsit, pentru că l-au trădat prea mult. Și întrebarea poporului era: când se va întoarce Dumnezeu? În Isaia 40 și Isaia 52 găsiți întrebarea aceasta și zbaterea profetului ca să înțeleagă când se va întoarce Dumnezeu. Și Isaia ne spune apoi că a înțeles de la Dumnezeu că Dumnezeu se întoarce printr-un personaj numit robul Domnului. Și Isaia ne-l descrie în capitolul 42, în capitolul 49, capitolul 50 și apoi în partea a doua lui 52 și tot capitolul 53. Așadar, Dumnezeu se întoarce printr-un personaj numit robul Domnului. Pentru mai mare claritate, Dumnezeu îl numește și brațul Domnului. Gândiți-vă că brațul meu este extinderea mea în afară. Brațul meu sunt eu, dar sunt eu ieșit în afară ca să vă ating pe voi. Dumnezeu vine la noi prin robul lui, care e brațul lui. Și străjerii de pe templu, descriși de Isaia în Isaia 52, văd cum se întoarce Dumnezeu la poporul lui. Dar sunt îngroziți ce văd, pentru că ei văd ceva incredibil. Un personaj, înainte de toate, fără mare pompă sau dimpotrivă disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era atât de disprețuit încât îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut
că el e pedepsit de Dumnezeu. Dar el era pedepsit pentru păcatele noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor și prin rănile lui suntem și iertați și vindecați. Amin. Textul acesta din Isaia 53, vă rog tare mult să-l învățați pe de rost, pentru că e una dintre cele mai mari revelații care ne arată întâi de toate ce fel de Dumnezeu avem. Dumnezeul bunătății. Dumnezeul însă care vine prin brațul lui, printr-unul care e ființă din ființa lui, și el sufere prin ființa aceasta. Dumnezeu se jerfește pe sine. Iarăși avem bunătatea și adevărul. Dumnezeu e de o bunătate extraordinară, nemaipomenită. Și în același timp, ca să ne poată primi pe noi la sine, se jerfește pe sine prin brațul său, prin robul Domnului, care noi înțelegem că este Domnul Iisus. Așadar, dragii mei, țineți minte lucrul acesta fundamental pe care întâi de toate Dumnezeu îl a spus lui Moise, îl a explicat lui Moise. Vreau să știți că înainte de a-l expune după aceea lui Isaia, Dumnezeu îl a revelat lui David. David, în psalmii lui, tot timpul vorbește de hesed și de emet, bunătate și adevăr. Iarăși, tradus la noi, bunătate și credincioșie. Oriunde vedeți bunătate și credincioșie, să știți că e vorba de bunătate și de adevăr. Dumnezeu se prezintă prin David în psalmii lui, să-l putem cunoaște în această extraordinară combinație. Dumnezeu e bun, dar ca să rezolve problema păcătoșeniei omului, e nevoie de jertfă de sine pe care Dumnezeu o face. Lucrul e dezvoltat pe larg în Isaia și fiecare dintre noi, ca să-l poată cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, trebuie să-l cunoască pe Dumnezeu prin descrierea pe care o găsim în profetul Isaia de la capitolul
40 până la 53. Dumnezeu se întoarce la noi. El vrea să fie al nostru și noi să fim ai Lui. Cum? Citiți cele patru expuneri ale robului Domnului în Isaia 42, 1 până la 7, 49 de la 1 până la 7, 50 de la 4 până la 7 și apoi 52, partea a doua, inclusiv 53, întregul capitol. Citiți-le ca pe o revelație a lui Dumnezeu, revelație de sine. Dumnezeu e bunătatea întruchipată, aș zice. Esența lui Dumnezeu e bunătatea. Dar pentru că are de lucru cu oameni slabi, cu oameni nestatornici, cu rebeli, cu păcătoși, ca să-i poată ierta și să rămână totuși adevărat, este o singură cale, jertfa de sine. Reține că atât de mult te-a iubit Dumnezeu, încât a recurs la jertfă de sine. Și o găsești la Moise, o găsești la David, o găsești la Isaia și după aceea vom vedea pe Domnul Iisus. Dar, încă o dată, robul Domnului și brațul Domnului, în felul acesta Dumnezeu ni se revelează pe sine. El e una cu brațul său. El, spune Isaia 53, Domnul a făcut să cadă asupra brațului său pedeapsa pentru toate păcatele noastre, dar brațul său e El însuși. Dumnezeu se pedepsește pe sine? Se poate așa ceva? Ne uităm acum, în următoarea emisiune, la Domnul Iisus, să vedem acolo confirmarea. Fii atent că toate acestea te privesc personal. Amin.